După cum bine știți, este momentul să disecăm, uite așa, relațiile, să punem lupa, da? Să le facem anatomia aici la rubrica noastră săptămânală, în care vom vorbi astăzi despre cine devenim după o despărțire, pentru că au loc tot felul de transformări, este normal. Ideea este să devenim o versiune mai bună, nu o versiune mai rea. Dar o să ne explice pendelete astăzi prietena noastră, Gabriela Saulea. Este coach, este fondatorul Călătoriei Divorțului și Academiei Post-Divorț. Bine te-am găsit, Gabi! Bine v-am regăsit! Deci punem, uite așa, lupa, da, lupa. Și ne uităm la despărțire. Da. Și ce se întâmplă după despărțire? Ce se întâmplă după, exact. Și aș vrea, pentru că eu mă ocup de divorțuri. Specialitatea ta sunt divorțuri. Asta este specialitatea mea, mă ocup de revenirea după divorț, de fapt de transformarea oamenilor. Acum așa, între noi fie vorba, divorțul înseamnă un moment de transformare și într-adevăr, așa cum ai spus, după o despărțire, după o relație lungă, devenim altcineva. Nu mai suntem nici versiunea dinainte de căsătorie, nici cea din timpul căsătoriei, ci a treia versiune, una nouă. E important să identificăm cine va deveni acea persoană care a trecut printr-o despărțire și cum putem face să ajungem cât mai repede la varianta cea mai bună. Și aici eu fac un exercițiu cu participanții mei la grupuri care se numește bilanțul divorțului. Și la acest bilanț al divorțului ce facem? Am observat că oamenii atunci când divorțează și când trec prin supărarea faptului că au pierdut lucruri, că li s-a întâmplat acest lucru în viața lor, cumva se uită doar la trecut. Uite ce s-a întâmplat, uite ce familie am avut, uite cum nu mai am, uite și suferă. Și atunci le-am atras atenția asupra faptului, ok, astea sunt lucruri care s-au schimbat. Dar hai să vedem și ce se întâmplă de aici încolo. Care sunt lucrurile bune care apar în viața ta odată cu această situație, pentru că în orice situație avem și bune și rele. Și în acest bilanț al divorțului, pe care recomand oricărei persoane care a trecut printr-o despărțire ca să o ajute un pic să treacă mai ușor, luăm o foaie. Un Excel? Nu, este mai simplu, o pagină, o coală A4. Așa. Și o împărțim în două. Bun. În partea stângă spunem ce am pierdut și în partea dreaptă ce voi câștiga. Bun. Într-o primă etapă, mulți spun pe coloana ce am pierdut. Și aici îi mai ajut și eu să mai găsească lucruri la care poate nu s-au gândit. Nu neapărat pentru că vreau să întorc cuțitul în rană, dar pentru că odată ce identifici ce te va aștepta, pas cu pas, uite, vine vacanța de vară și am pierdut faptul că nu o să mai merg în Grecia cu trei familii, da. Probabil că o să trebuiască să caut o gașcă de oameni singuri. Da, o să merg singur. Și eu poate în iarnă nu m-am gândit la lucrul ăsta, așa, abia acum în vară mă gândesc că, uite, peste o lună ce fac. E mai bine să te gândești dinainte și să știi, asta am pierdut, trebuie înlocuit. Și începe o listă lungă de ce am pierdut. După care, ce voi câștiga? Și ușor, ușor, oamenii încep să se gândească, stai un pic, câștig timp liber pentru mine. Câștig libertatea de a nu-mi spune nimănui ce fac și când mă întorc și pot să stau la shopping cât vreau și pot să mă duc unde îmi place și să cumpăr sau să nu mai gătesc dacă nu vreau. Și încep să pună și pe coloana din dreapta. Rostul exercițiului este coloana din dreapta să devină din ce în ce mai bogată. De multe ori, la pierderi, am pierdut familia extinsă, mesele cu socrii și mai întreb... Sau prietenii comuni, uite, nu știu. Prietenii comuni, da. Și prietenii comuni. Și de multe ori întreb, prietenii comuni erau într-adevăr prieteni dacă ai pierdut? Mm-hmm. E o pierdere? Că ai lăsat în urmă niște oameni care, uite, erau așa de, în moment de criză te-au lăsat, da. Poate că e mai bine că te duci în altă direcție. La familia alergită, zic, cât de bine te înțelegeai cu socrii? Păi nu mă înțelegeam. Și zic, o pui la pierderi sau o pui la câștiguri? Deci, cumva, putem să privim lucrurile dincolo de felul în care ne se spune că ar trebui să simțim și să gândim, stai un pic, e o schimbare, nu e o pierdere. Pur și simplu mi se schimbă viața. Și mergând mai departe, cine devenim după o despărțire? Inițial nu știm cine devenim. Suntem așa blocați și ni se pare, eu nu știu ce să fac cu viața mea. După care apar oportunitățile și am văzut ce se întâmplă cu clienții mei la un interval de timp după ce au trecut printr-o despărțire. Cel mai frecvent se întâmplă așa. Odată, mulți dintre ei schimbă jobul, ori dacă nu și-l schimbă, vin cu ideea de a-și deschide o afacere. Mulți visau la o afacere, dar cumva fiind în căsătorie, fiind într-o anumită situație, n-au avut îndrăzneala. Și acum mulți dintre ei au avut curajul să deschidă ceva nou. Poate nu s-au simțit susținuți, poate mai exact. Venea cu îndoiel partenerul, hai exact. Că nu o să meargă, hai că nu vrei asta, hai că n-ai timp și așa mai departe. Și cam ținea e oricum, dar nu e ușor să deschizi un business. Normal. Dacă nici nu ești susținut, atunci e greu, dar când ești singur spui hai să încerc, hai că ce am de pierdut. Da. Deci odată mulți dintre ei am văzut că au crescut în partea asta profesională. Au crescut foarte mult. În câțiva ani de zile, un an, doi, deja erau într-un alt nivel profesional.
Un alt lucru pe care l-am observat, curajul de a încerca lucruri noi. Dacă la început, în primele luni, n-ar fi ieșit nici să beau o cafea singuri, după un an, doi, am clienți care sunt plecați prin excursii, caută, călăresc munții, fac lucruri care probabil că visau când erau căsătoriți și acum, într-adevăr, le îndeplinesc. Deci au descoperit acea variantă a lor pasionată de anumite lucruri. Deci asta că să descoperi pasiuni noi, iarăși este un lucru minunat pe care îl fac clienții mei. Un alt lucru pe care îl facem odată cu redescoperirea noastră este să ne descoperim alți prieteni. Și în clipa în care tu te redescoperi pe tine, se redescoperă autenticitatea. Iar la ultima întâlnire pe care am avut-o la Academie, am vorbit despre măști. Așa. Ce sunt măștile? Uh-huh. Și... Câte purtăm? Câte purtăm, de ce le purtăm? Și am înțeles că ne protejăm prin măști. Am văzut ce culoare are masca fiecăruia. Una dintre cliente purta masca păpușii Barbie, care era mereu cu zâmbetul buze, deși era în semidepresie. Alta era masca femeii puternice, altul era masca glumețului, care indiferent el avea o glumă. Da. Așa. Deci fiecare încerca să-și camufleze cumva adevăratul sine și i-am întrebat de ce facem asta. Păi, depinde, mai faci pe placul celor din jur, mai vrei să maschezi unele lucruri tocmai ca să nu fii perceput ca fiind vulnerabil, slab și așa mai departe. Și uite așa ne alegem cu o colecție de măști. Da. Și apoi am zis ok, dacă eu port o mască, tu porți o mască când ne întâlnim, ieșim la un oraș și întâlnește masca mea cu masca ta, cât timp le mai purtăm și ce se întâmplă când le dăm jos. Asta este. Și am învățat și cum am putea să le dăm jos într-un mod liniștit, adică să găsim un cerc, un loc în care oamenii nu ne judecă și putem ușor, ușor să ne arătăm așa cum suntem. Și chiar comentam pe faptul că, de exemplu, la grupul de suport, unde oamenii nu mai vin cu măști, vin la început, dar după aia înțeleg că e un loc safe și atunci aș lasă jos masca, e un singurul loc în care îi spun, simt că e o gură de oxigen aici. De ce? Pentru că sunt eu însă. Pentru nu mai că trebuie ești să... autentic. Exact. Asta exact. Gabi, îți mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi și te aștept cu drag și data viitoare să sigur, ne mai povestești. Sunt foarte curioși. Ce mai descoperim data am viitoare? Am o surpriză, sigur. Mulțumim frumos!